Ce fac băieții și bine ați venit la probabil cel mai special vlog pe care l-am făcut vreodată pe canal. Suntem în Paris la finala UEFA Champions League la Real Madrid vs. Liverpool. Înainte să dăm drumul la distracție, nu uita să apeși și tu butonul de like. Hai să începem, la ajungem la peste 5.000, ar fi absolut, dar absolut fabulos. Planul pentru astăzi este să mergem la fanzonul celor de la Real Madrid. M-aș fi dus și la Liverpool, dar nu se asortează deloc tricoul cu ei. Și dacă vrei să cumperi articole sportive, casual și lifestyle de cea mai bună calitate, argol.com/ro, linkul este în descriere, ai acolo 10% reducere cu codul OVI la checkout. După ce vedem care e vibe-ul acolo, ne mutăm ușor către stadion, unde urmează marea finală. Asta a fost pe ultima. Poți să intre aici doar fanii Real Madrid. Te întreabă la început dacă vorbești spaniolă sau chestii de-astea. Eu am scos repede biletul pe telefon, am zis că fac o Maradona, intru așa ușor și am reușit. Unii din fața mea, care erau îmbrăcați cu tricou cu Real Madrid, n-au avut parte. Cred că am avut mare culan. O scoatem la capăt, că ne-am uitat la telenovele când eram mici. Știm spaniolă și noi. Cam așa arată fanzonul. Muzică. Multă lume, o să vină mult mai multă lume, e abia ora 2:30, 3. Să fie full, o să fie nebunie aici. Bineînțeles, știți regula. Una cerveza, famos. În fan zone, toată lumea aici vorbește și răspunde în spaniolă, inclusiv la bar. Una cerveza. Hai să vă arăt ceva frumos. A ver, prueba. Oye bien? Sí. Himnul de la Decima, sí. A capela. Te oímos. Pielea de găină, pe bune. Cântă genial. Hai să punem și un pariu înainte de finala asta. Voi îl vedeți acum pe ecran. Asta e primul pariu pe care îl pun. Eu zic că victoria se duce în partea cealaltă. O să câștige cei de la Liverpool, dar vedem voi ce părere aveți. Lăsați un comentariu mai jos și spuneți-mi. Pariul l-am plasat pe betano.ro, aveți linkul în descriere. Puteți și voi de asemenea acolo să vă registrați, aveți și un cod fain pentru un bonus superb. Paftă să aveți. Pe ro betano.com a fost pus pariul. Vorbesc în șoaptă pe ești mie și teamă să spun că o să câștige Liverpool, mie că mă saltă băieții din spate la Real Madrid. Voi știți care e singura parte nasoală? Uite, acolo e street food, e mâncare bună de fapt, dar trebuie să stai foarte mult, foarte mult la acolo, o oră jumate minim. Ce bine că am ținut ceva la hotel. Atenți, am mai fugit puțin din nebunia aia de acolo. Bă, foarte, foarte, foarte fain, fanii de la Real Madrid. Parcă mă fac să țin cu Madrid, parcă mă fac să zic pa la Madrid. Cum ziceam, am fugit puțin de acolo. Mai facem încă un pariu elegant, frumos. Cred că o să fie un meci spectaculos. Cred că o să se marcheze multe goluri. Vedeți și voi acum pariul pe care l-am pus pe ro.betano.com. Ai și tu acolo codul OVVY1 pentru un super bonus atunci când dai sign up. Hai să ne iasă pariul, băieți! Să nu vă plângeți de aglomerație în România vreodată la intrare la meci. Suntem cu 2:30 înainte de începerea meciului și asta e coada. Deci să nu mai plângeți de organizare în România, că peste tot e cam la fel. După o așteptare foarte lungă, cred că am stat 40 de minute la coadă, intrăm și pe, de fapt nu pe stadion, la baza stadionului, unde? Bineînțeles că băieții au organizat ceva frumos, cred, stai puțin. Nu, e încă o coadă, nu cred.
Eu încă poate, stai puțin că încă n-am ajuns, am crezut că e alt fan zona aranjat pe aici. Ai, 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 ai. După 30 de minute de căutări, am reușit și noi să intrăm pe stadion. Exista numărul S și numărul U. Numărul T era ascuns, T11 de aveam. Noi am ajuns foarte devreme, stadionul încă gol, aștept să umple. Băieți, mai punem încă un mic pariu înainte să înceapă meciul. Eu zic că Liverpool reușește, mi-am acum o marge de eroare, reușește tot să câștige și în prelungiri. Pariul este pus pe rocumbetano.com, mai acolo un super bonus dacă folosești codul OVVY1 atunci când îți faci contul. Asta a notat lumea. Ies băieții la încălzire, ies băieții, uite-mă! Și a început nebunia când ies băieții, uite! Și abia încălzirea! Galeria celor de la Liverpool, You'll Never Walk Alone. A fost fabulos, a fost incredibil. Băieți, chestie foarte interesantă, fiți atenți. A fost întârziat meciul. Nu știu ce a întâmplat. Probabil că la momentul în care o să pun din nou, să știm toți. Dar meciul e întârziat, se pare 15 minute la momentul actual. Stadionul e aproape full. Partea albă în stânga, partea roșie în dreapta. Ne pregătim de imnul Champions League, băieți!
egalite Konate. S-au trezit băieții. Repriza a doua, minutul 48. Stai că s-au trezit și am culcat la loc. Cam leneș astăzi, cam leneș. Am băgat bine, băieți, pe multe goluri. Am băgat bine de tot. S-au marcat multe goluri până acum. Madridul nu are o ocazie importantă în a doua repriză, până minutul 60 și marchează acum. Fabulos, mă. Madridul e Madrid. Madridul e Madrid. Madridul e Madrid. Aici ne pregătim, o să fluiere în curând timp. Deja cer jucătorii de la Real Madrid se termine meciul. Wow! Madrid câștigă, tatu. Madrid câștigă, nebunie! Ce am învățat din asta? Real Madrid, Real Madrid, mă. În Champions League, Real Madrid, Real Madrid. Și vă mai spun ceva, am văzut ceva deosebit la Jürgen Klopp. După ce s-a terminat meciul, prima reacție a lui, de la secund, să-l ia în braț, să-i zică good job. Atât a putut dati. Felicitări Real Madrid, băi, senzațional. E fumpa lor, e campionatul lor, parcă joacă singur aici.